V-am regăsit la un nou vlogmas. Astăzi este ziua 7-a. Să dăm startul la vlogmas. Deci astăzi este o zi atât de urâtă afară. Aici în Irlanda e un storm, o furtună. Și noroc că noi stăm prin mijloc, mă rog, aproape în mijlocul Irlandei. Pe coastă este foarte urât. Mă rog, bate vântul foarte tare, plouă. Ce am făcut noi astăzi? Am fost la niște cumpărături. Bun, ne-am trezit de dimineață, am băut cafea, mă rog. Fetele au plecat la școală și noi ne-am dus la cumpărături. Am fost până la Lidl, până la magazinul, ce vă spuneam eu, un alt vlog polonez, unde se găsesc și produse românești, și am fost să-i luăm la Zian scaun pentru masă, de stat să stea și el la masă cu noi. Normal, de aia am mers. Principalul motiv a fost scaunul lui Zian. După aia am intrat și la polonez să iau eu niște produse pentru Crăciun. Și după aia am mers la Lidl pentru Pampers. Dar bineînțeles că nu am cumpărat doar Pampers, am mai luat câte ceva. Haideți să vă arăt. Să încep de aici. Am luat un box de Pampers, mă rog, scutece, de la Lupilu, numărul 4. Câte bucăți are asta? Chiar nici nu m-am uitat câte bucăți are înăuntru. 48 de bucăți. Așa, aici mi-am luat o oală din asta de fontă. E foarte grea. Asta a fost 25 de euro. O să deschid cutia după aia și vă arăt. Aici am luat un tofu, 500 de grame. Un tofu organic. Ce vreau să fac eu cu ăsta? Vreau să... Văd că e în zeamă, are și zeamă. O să-l scot, îl pun la scurs, dar nu numai la scurs, o să-l și presez așa un pic, o să pun ceva, o greutate pe el. Îl las vreo jumătate de oră sau cam așa. Și după aia vreau să-l tai cubulețe și să fac tofu crocant. Să văd cum iese, n-am mai mâncat niciodată, dar sunt tare curioasă. Să văd dacă îmi place tofu, am mai mâncat o singură dată. Eu l-am făcut, dar nu prea mi-a plăcut, mă rog. Aici o brânză Gouda, din asta feliată. Aici salamul acela de salam nemțesc afumat. Aici un ham de porc. Aici am luat niște turtă dulce de la Favorina. 2, 4, 6 bucăți sunt înăuntru, cu ciocolată neagră. Aici un pachet de biscuiți digestivi, tot cu ciocolată neagră, o conservă de năut, un borcan de unt de arahide, din ăsta fin, așa, o pastă de tomate, așa, ce am mai luat? Am mai luat iarăși niște cireșe, foarte bune cireșele astea, așa, o caserolă de roșii, baby plum tomatos, 250 de grame, Aici am luat niște bandă din asta pentru cadouri, mă rog, am eu niște idei. E așa pe auriu, ăsta e auriu cu brăduți, steluțe. Aici e un crem, așa, ivoar mai degrabă, nu-i albă, cu tortă dulce, inimioare, brăduleți, mă rog, ce are. Și asta e un... culoarea, nici nu știu ce culoare să zic că e asta, un maroniu așa strălucitor. Culoarea cuprului cumva. Așa,
Bun, mai departe, am fost și la magazinul polonez. Am luat 3 radler cu zmeură și lămâie, fără alcool. Deci 3 doze. Foarte faină e asta. Bine, nu-i mai bună ca și cea din România, cum îi zice, că asta vara am băut. Și fetele mele au băut aia cu zmeură. Tot așa, zmeură și lămâie de la Ciuc, nu, Ciuc Radler. Salea mici, dozele alea așa mai mici. Vai, foarte bună e aia. Bun, aici au 1 kg de făină albă de la Boromir 000. Asta îmi trebuie pentru Crăciun, pentru sărbători să fac, mă rog, cozonac, prăjituri, ce fac eu. Aici iar 1 kg de făină de la Dobrogea, 650. Asta mi se pare că e bună la pâine. Așa. Aici 1 kg de mălai pentru mămăligă de la Boromir. Ce mai am aici? Gris. 500 de grame de gris. Bun, știu că se spune griș, dar eu așa am crescut cu gris. A fost redusă la 69 de cenți de la 99 de cenți. Aici o pungă de 500 de grame de pesnet, tot de la Boromir. Aici o căpățână de varză murată. Am luat-o din timp, mai mult pentru varză m-am dus. Bine, și pentru gris, că nu mai aveam gris în casă, și mălai pentru mămăligă. Cu grisul fac găluște la supă. Mă rog, și pesnet fac la șnițele. Bun, aici cât are varza asta? 1,756 kg și este românească. De la Gerula. Așa. Aici o smântână cu 22% grăsime și câte grame are? 330 de grame. Așa, aici am luat o tobă. Tobă de curcan de la Cristin. 300 de grame. Și asta a fost... Cât a costat asta? Prețul ei? Nu scrie. Oricum, 3 euro și ceva a fost asta, parcă. Aproape de 4 euro. Cam scumpă tobă. Mă rog, în general, cam toate sunt scumpe produsele românești și mai ales aduse aici. Dar de poftă, asta e. Aici am luat o bucată de parizer de porc de la Marcel. Are 388 de grame și asta a fost 2,70. Bun. Aici am mai luat 4 gutui. Una probabil o să încep eu că mi-e poftă. Mie îmi place gut. Îmi plac gutuile. Și cred că din restul ce astea 3 și ce o mai rămânea din asta, fac compot de gutui. Așa, aici am luat 2 pungi de mac. 250 de grame fiecare. Și asta, deci o pungă din asta, 3 euro a fost. Am luat 2 pungi. Tot așa, una o să o țin pentru Crăciun și una poate fac eu până în Crăciun niște baigli sau cozonaci din aceia ungurești cu mac. Așa, iar aici piesa de rezistență. E prima oară când iau, dar am luat ca să-i fac la Zian supă. Practic, eu nici n-am știut ce cumpăr. Ci că ar fi, pentru că m-am uitat pe Google, ar fi pui de găină, pui, dar pui din acela foarte mic.
Eu inițial am crezut că e porumbel, așa mi-am dat impresia, dar mă rog, nu e. Scrie aici One Frozen Yellow Poussin. Dar pe Poussin ăsta de unde să știu eu ce e? Dar m-am uitat pe Google. Are 300 de grame și asta a fost 3 euro. Am să fac supă cu teiței. Bun, și aici două pungi de pufuleți de la Gusto, dar normal trei am luat. Mai este una. Una am început-o, i-am dat la Zian. Și ce am mai luat? Și doi ardei din ăștia galbeni. Ăștia îmi place să-i bag la supă. Au mirosul ăla de ardei ca și în România. Eu aici în magazine nu găsesc din ăsta. Doar din aia capia și din aia lanți aia, mă rog, ce se găsește, verde, galben și roșu, dar nu e același. Bun. Ce am mai luat aici de la farmacie, pentru că am fost să luăm scaunul Zian și vi-l arăt și pe... Vă arăt și scaunul imediat. Iu, uitați-o și pe Fifi. Fifi! Trebuie tunsă. Bun, de la farmacie am luat două suzete pentru Zian de la Nuc. Eu la copiii mei, la toți, am folosit suzetele Nuc. Sticlele nu, pentru lapte nu. Am o sticlă, dar nu e prea bună. Dar suzetele, toate, de la toți copiii am folosit de la Nuc. Astea cât au fost? 2 suzete, 6,95 de euro. Da, 6, 8, 18 luni. Da. Și mi-am luat un ruj de la Essence Stay Matte. Ar ține 8 ore, să vedem. M-am dat cu el acum pe buze. Sunt curioasă cum se comportă. Ăsta nu știu cât a fost, aproape, cred că 3 euro mi se pare, 2,90 și ceva sau 3 euro, cam așa parcă. Bun, și acum să vă arăt scaunul lui Zian. Așa arată. Bun, i-am pus pufuleți aici și jucăria. Cam așa arată. Asta e cutia de la el. Se aude desenele pe fundal. Dacă auziți ceva, e desenele. Pe DAC TV. Așa. Acesta e scaunul. Să vedem. Cam așa arată. Bun, și acum să iau oala asta, să vă arăt, numai, nu știu cum pot să o iau, că e grea, numai cu o mână. Vă pun un pic pe pauză. Haideți să vedem. Aici e capacul. Uite ce greu e. Știu dacă pot. Haideți jos. Bun. Ăsta e capacul. E foarte greu. Așa. Și oala. Așa. Cam așa arată. Vai, dar ce grea e. Ah, mă doare mâna. Da. Ah, cam atât. Iar am stricat banii astăzi.
Mai am niște cumpărături de la Tesco, mi se pare. Cumpărături, dar nu, sunt niște hăinuțe de aluzian și, mă rog, nu sunt produse alimentare. Vi le arăt mai târziu. Mă pun să fac supa. Am revenit și vreau să vă arăt câteva lucruri ce le-am cumpărat de la Tesco. Nu e mare sau cine știe ce am cumpărat, dar mă rog, am zis să vi le arăt. I-am luat la Zian. Ups! Pentru Crăciun, mă rog, oricum, pentru perioada asta. Un set de bluzițe cu pantalonași. Așa, cu reni. Mă rog. Cu Moș Crăciun, cu om de zăpadă. Pun asta. Setul ăsta, nici nu știu unde scrie. A fost 10 euro. E fain. Și materialul. Unde scrie, parcă. E 100% din bumbac organic. Așa. Frumoase astea, îmi plac. Acum, mărimea este 6-9 luni. În perioada asta, Zian o să fie îmbrăcată cu din astea haine de Crăciun. Bun. Dacă i-am luat bluzițe și pantalonași, i-am luat și șosete. Astea au fost 3,75. Și astea sunt doar 50% bumbac organic. Restul probabil este poliester și cine știe ce mai fi înăuntru, că sunt elastice. Da, și sunt trei perechi, așa, cu Moș Crăciun, cu omul de zăpadă și cu ren. Foarte drăguțe. Și merge super bine cu setul. Bun. Acum am mai luat două săpunuri Dove. Aici sunt două înăuntru. Foarte faine, foarte bune. Eu întotdeauna în baia de sus noi folosim săpun din ăsta Dove. În baia de jos avem săpun lichid. Și menționam eu într-un vlog de al meu că îmi căutam pensule din acestea clasice sau cum să le zic, cum erau mai de mult și le-am găsit. Pensule pentru machiaj. Le-am găsit. Astea nu știu cât au fost, un euro sau... nu, n-au fost un euro, mai mult, cred. Un euro, doi, mă rog, nu știu. Le-am luat de la farmacia Boots. Așa. Alea de la Boots. Bun, și aici am mai găsit două măști. Două măști de față. Din alea tip șervețele. Cu... Zice că e bubble. Se face așa balonașe, mă rog, cumva pe față. Sunt curioasă, nu am încercat niciodată. Sunt curioasă dacă se fac. Așa, două măști. Și au fost reduse de la 1 euro la 50 de cenți. Trebuie să le testez, să văd cum se comportă. Să pun astea un pic la loc, că urmează să deschid calendarul la... Azi e ziua 7-a. Ziua 7-a, da. Să vedem ce mi-aduce astăzi. Numărul 7.
Numărul 7 e numărul soțului meu, e numărul lui favorit sau care îi aduce noroc, mă rog. Să văd mie ce noroc mi-aduce. Hai să deschid, dacă auziți ceva, Zian este aici, în scaun. Zian? Zian? Ce faci, mami? Ce faci? Ce faci? Stai? Da, mami. Ești cu minte? Da, iubirea lui mami. Ești cu minte? Da, mama. Bun. Să deschidem calendarul. Mă uit că mai filmează, că de multe ori se oprește. Bun. Ziua cu numărul 7, așa arată. Chiar interesant. În loc de 7 scrie number, N-O-7. Bun, haide să deschid, să vedem. E ceva mic. E ceva mic. Ce mic e! Oh, dar ce-o fi ăsta? Un ser, booster ser, serum. Eu cred că e pentru... E pentru... Cum le spune? Pentru riduri. Așa arată, e foarte mic. E. 3 ml are. Line correcting, deci booster serum. Pentru, cum le spune? Vai, da, așa câteodată mi se spune câte un lapsus. Pentru riduri, dai direct unde ai riduri, așa scrie pe spate, unde dai direct pe rid. Mă rog. Cred că vroiam altceva, dar mă rog. Vom vedea mâine. Eu tot sper. Deci astăzi e numărul 7. Ziua cu numărul 7. Mâine este 8. La 8 am ceva mai mare și mai lung. Așa, să vedem. Bun. E bine primit. Ce să vă mai zic? Ce să mai... Eu urmează să mă duc să fac supa din acel mini pui. Să vedem. Fac o supă ori cu teiței, ori cu găluște, nu știu. Nu știu încă, o să mă decid. Da, Zian? Da? O să bat supă? Bat supă? Da? Și în continuare, nu știu. Da, mami, da. Da, mami. Bat supă? O să-l iau și pe el, să vi-l arăt un pic. L-am adus și pe el. L-am luat de acolo din scaun. Hai, mami, hai! Opa-șa! Opa-șa! Salută oamenii acolo. Spune ceau! Spune ceau! Vă salut! Da, mami! Unde te uiți tu? Face mami supă? Da? Face mami supă? Deci, într-un picior are, să vă arăt cum e Zian, într-un picior are ghetuța și în ăla nu, e fără. Cum ești tu, mami? Cu o ghetuță în picior? Bun, ne vedem mai târziu. Nu cred că închid acum vlogul. Ne vedem un pic mai târziu. Am să pun până... am să pun supa la fiert. Și mai vedem ce facem. Aici am pregătit, mă rog, rădăcinoasele și legumele pentru supă. Aici am băgat puiul, începe să fiarbă. Nu l-am mai tăiat, pentru că e atât de mic, încât ce să mai tai din el? O să fiarbă așa întreg. După ce iau din spumă, o să pun ceapa. Am 3 morcovi aici, pastărnac.
Aici nu se găsește. Am eu un congelator, dar să văd dacă scot niște pătrunjel. Rădăcina aici nu se găsește, doar pastârnac. Ei nu au, nu știu, nu au pătrunjel rădăcină. Mi-am adus eu din România. Ardei capia roșu, pentru că l-aveam început și zic să-l bag și pe el. Ardeiul gras galben. Am tăiat din el pentru că era prea mare. Aici am o bucată de țelină, rădăcină, niște tije din astea de țelină. Ce mai e? Mai am un cățel de usturoi și cam atât. O să pun, după ce iau spuma la supă, o să pun și vreo două foi de dafin, niște piper boabe și după ce bag legumele, o să pun și sare. Și după o să las să fiarbă și, mă rog, o strecor. Eu nu las nimic în supă, strecor zeama. Nu las nici morcovi, nici carne, nimic, absolut nimica. Strecor zeama, o pun iarăși un pic la fiert, bag tăiței sau fac găluște, depinde. Așa. După aia la sfârșit pun niște frunze de pătrunjel și asta e supa. Supa bănățană. Mă rog, zupa bănățană. Și aici am niște gogoși. I-am făcut aseară. S-au mâncat ăsta, valingul ăsta alb. A fost, mă rog, cum să-i spun, a fost plin cu din alea, din astea rotunde. S-au mâncat și eu nu mai întind aluatul la sfârșit. Las astea, formele astea ce rămân. Pur și simplu le prăjesc așa. Asta parcă e un câine. Da, și întotdeauna ne amuzăm pe tema asta, găsim fel și fel de forme. Ba câine, ba pisică, ba eu mai știu ce. Da, foarte bune. Da. Deci cam atât. Pe ziua de astăzi, cred că cam atât. Bine, dragile mele, cred că aici închei vlogul de astăzi. Vlogmasul, ziua numărul 7. Apropo de rujul ăsta de la, mă rog, lipstick, ce o fi el. Cam așa arată, mi-a rămas cumva, parcă am contur la buze. Cât e ceasul? Stați, numai puțin. 5 fără 8 minute și eu m-am dat cu el pe la, nu sunt 2 ore. Hai fie, las de la mine să fie 2 ore de când m-am dat cu rujul, cu, mă rog, de la Essence. Nu sunt mulțumită, da, este un preț mic, dar nu. Așa, culoarea e frumoasă, nu pot să zic nimic și nu am mâncat. Am mâncat vreo 3 pufuleți și am băut o jumătate de doză de bere din aia, Radler. Și s-a dus. Nu sunt mulțumită de el. Oricum, aici închei vlogul. Ne vedem mâine cu alt vlog. Nu știu ce fac, nu-mi programez ceea ce fac. Ideile, mă rog, care idei îmi vin instantaneu. Nu am un program, cu toate că ar fi fost bine să-mi fac un program, o agendă. Am agenda cumpărată pentru treaba asta, dar nu am pus-o în folosință încă. Mă rog, sper să vă abonați la canalul meu, să-mi dați like, să mă urmăriți pe Instagram. Vă aștept pe canalul meu. Ciao!